Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu un haul pentru voi. Sunt produse pe care le-am cumpărat de la începutul lunii februarie și sunt produse de care într-adevăr aveam nevoie. Pe aici, pe acolo, poate am mai cumpărat și câte un produs de care eram super, super curioasă și care mi-a făcut cu ochiul sau vroiam să-l înger de ceva timp, însă în mare parte sunt produse esențiale. Și o să încep cu un produs sau un lucru care nu este neapărat cosmetic și este vorba despre această cutie pe care am luat-o din Pepco, a fost 9 lei parcă și am luat-o pentru a-mi pune parfumurile în ea. În momentul în care am cumpărat-o, nu mi încăpeau toate parfumurile în ea pentru că aveam destul de multe, însă între timp am mai reușit să termin din ele și acum încap toate perfect. Parfumurile mele stând pe birou, am zis că e mai drăguț să stea într-un astfel de coșulet, să zic, o astfel de cutiuță. Mi-ar fi plăcut să nu fie chiar atât de înaltă, însă e bună și așa. De la un supermarket local mi-am luat acest pachet de șervețele de la Pure cu 120 de bucăți, 5,5 lei, după cum se poate observa. Nu sunt cele mai bune șervețele umede, știu asta și recunosc, însă când nu am altă alternativă și nu am la ce apela, le cumpăr pe acestea pentru că, deși sunt destul de subțiri, să știți că eu îmi fac treaba foarte, foarte bine cu ele și decât să nu am șervețele umede în casă, mai bine le iau pe astea. Eu zic că sunt bune și ele. O să încep cu brusele pe care le-am luat din Kaufland și mi-am luat așa, două pachete de șervețele din acestea faciale. V-am mai spus eu într-un clip trecut că nu le am tot timpul în casă, însă atunci când ajung în Kaufland îmi cumpăr un pachet două pentru că sunt bune de avut. Eu le folosesc la diverse, nu doar pentru a-mi șterge tenul și sunt foarte, foarte ok. Un astfel de pachet costă 2,89 lei, parcă ceva de genul. Am mai luat acest săpun lichid de mâini cu aloe vera la 500 de mililitri, spune aici că ar fi, că ar conține și glicerin. L-am mirosit și miroase foarte, foarte bine, acum rămâne de văzut cum o să se comporte cu mâinile. A fost destul de ieftin și acesta, nu mai știu exact prețul. Mi-am recumpărat și un deodorant de la Dove pentru că am cam rămas în pana de deodorante. Acesta cu verbenă sau verbină, încă nu știu cum se zice corect, și rodie. Am mai avut varianta asta, mi-a plăcut foarte, foarte mult, mirosea foarte bine, 0% alcool, protejează foarte bine. Acesta a fost 11 lei și abia aștept să îl refolosesc. Mi-a făcut cu ochiul la raft acest gel de duș de la Bevola pentru că este cu cocos. Știți că eu ador cocosul, a fost foarte, foarte ieftin, doar 3 lei și 50 de bani, parcă ceva de genul, și miroase atât de bine. Abia aștept să-l folosesc, miroase foarte, foarte bine după cum am zis și sper tare mult să fie ok. Dacă face spumă, eu sunt tare mulțumită de el. Mi-am recumpărat acest gel de curățare de la Bevola pentru ten normal și combinat. L-am mai avut în trecut și mi-a plăcut foarte, foarte mult. 150 de ml, acesta a fost 7 lei și 50 de bani și pentru prețul lui face o treabă foarte, foarte bună, cel puțin din punctul meu de vedere. Și eu l-am mai văzut la raft și pe acesta, care spune că ar fi un gel de curățare exfoliant pentru toate tipurile de ten și acesta tot 7 lei și 50 de bani a fost. Sunt tare, tare curioasă și de acesta, tot 150 de ml are și o să revin cu păreri după ce o să le termin, bineînțeles. Am mai cumpărat pentru că vreau să încerc de ceva timp această apă micelară de la Plantline. Apă micelară 3-in-1 cu extract de trandafiri. Baza produsului 100% naturală, Casey Tresti, spune că ar fi pentru toate tipurile de piele. Are 100 de mililitri și a fost 6 lei și câțiva bănuți. Am folosit-o odată și să știți că am fost destul de mulțumită de ea, însă o să mai folosesc, bineînțeles, și o să revin cu mai multe păreri după ce o să o termin, pentru că, bineînțeles, că părerea va fi ceva mai complexă decât după o folosire. Ce am mai cumpărat? Am vrut să încerc aceste șervețele demachiante, tot așa de la Bevola, fără alcool, fără parfum, pentru ten uscat și sensibil, 25 de bucăți. Au fost până în 3 lei și sunt tare, tare curioasă de ele. Bineînțeles că nu o să le folosesc la demachiat, însă la 3 lei am zis că n-am ce să pierd și nu le-am mai încercat niciodată și am zis hai să le iau să văd ce-i de capul lor. Și pentru mama le-am recumpărat pe acestea, pentru ten normal și combinat, tot așa 25 de bucăți și tot până în 3 lei au fost și ele. Mama se demachează cu șervețele umede pentru că, șervețele umede demachiante, bineînțeles, pentru că ea se machează destul de puțin, doar cu far de pleoape, își face puțin sprâncenele și un ruz și cam atât.
Și ea este destul de mulțumită de ele. I-am spus și eu că nu e ok să se demacheze doar cu șervețele, însă nu vrea să mă asculte. Așa că, na, până la urmă folosește ce vrea ea. Nu pot să mă cer cu ea pe subiectul acesta. Și știind că ei acestea îi plac, m-am gândit să le recumpăr dacă tot am fost prin Kaufland. Și cam astea sunt toate produsele pe care le-am luat din Kaufland. O să continui cu produsele pe care le-am luat din DM. Și tot așa pentru mama am cumpărat acest corector pentru unghii, Nail Polish Corrector Pen, de la firma aceasta și Style Zone. Aici are 3 capete de schimb și aici are un capăt care deja e folosit din câte se poate observa. A spus că e mulțumit de el și dacă sunteți genul de persoană care vă faceți manicura acasă și obișnuiți să vă depășiți, eu zic să achiziționați un astfel de produs pentru că cu siguranță o să vă ajute și nu o să vă strice manicura. L-am luat din DM, după cum am zis, și a fost 12 lei sau ceva de genul. Am mai luat acest spray de pensule pentru că după el mersesem inițial în DM. Acesta de la Ebelin, îmi place foarte, foarte mult, l-ați văzut și în clipul cu produse terminate, 100 de mililitri, eu îl folosesc mai mult pe bureței decât pe pensule, însă își face foarte bine treaba chiar și pe pensule, îmi place foarte, foarte mult și a fost 11 lei. Mi-am recumpărat și acest deodorant în ediție limitată, mă scuzați, Magic Wonderland, fără aluminiu. Acesta a fost 5 lei, 150 de ml și eu sunt tare, tare mulțumită de el. Dacă dați cumva în DM de el și nu s-a scos, pentru că este ediție limitată, după cum am zis, eu vă sfătuiesc să-i dați o șansă, pentru că cu siguranță o să vă placă și vouă. Mi-am cumpărat și eu în sfârșit acest peeling sau gel de duș, exfoliant, ceva de genul, de la Balea, Sense of Magic, în ediție limitată. Ciudat că încă se mai găsește, deși e ediție limitată. Și să știți că erau destul de multe pe raft, 200 de mililitri, produs vegan. Da, gel de duș, peeling, după cum am zis, cu parfum de vanilie și fructe de pădure. Miroase foarte, foarte bine, sunt tare, tare curioasă de el și acesta a fost 6 sau 7 lei, nu mai știu exact. L-am auzit destul de lăudat și când l-am văzut la raft am zis să-l iau, să-l încerc și eu să văd ce e atât de strălucit cu el, să zic așa. Și ultimul produs din DM, dacă bine văd pe aici prin jurul meu, este acest balsam de păr de la Balea. Am văzut pe pagina lor oficială, nu cea în română, bineînțeles, cea în limba lor, nu știu exact care e, dar în fine, v-ați prins voi. Am văzut pe Instagramul lor că această aromă este nouă și că au scos o gamă întreagă, să zic așa, balsam, șampon și o loțiune din aceea pentru păr. Când am fost în DM, l-am văzut pe acesta și am zis să-l iau. Repet, eu sunt înnebunită cu cocosul și m-am gândit că poate ar fi și ceva mai hidratant decât celelalte variante fiind cu cocos. Are 300 de mililitri, produs vegan și abia aștept să-l folosesc. Miroase foarte, foarte bine. Din Carrefour mi-am luat acest balsam de buze de la Nivea pentru că aveam nevoie, rămăsisem fără, l-am și folosit deja destul de mult, îmi place, e ok, își face foarte, foarte bine treaba și a fost până în 10 lei, dacă vă interesează. Mi-am luat câteva produse și din Lidl și unul din produsele pe care le-am recumpărat este acest balsam de păr de la Sien, îmi place foarte, foarte mult, a fost 3 lei și un pic și are 250 de mililitri. Eu mă înțeleg foarte, foarte bine cu balsamele de păr de la Sien și eu zic să le dați o șansă pentru că nu aveți ce să regretați la 3 lei și ceva. Eu zic să le dați o șansă și sunt mai multe variante. Mi-am recumpărat și niște șervețele umede din acestea pachete mici pentru că am rămas fără și am două cu lămâie, cu vitamina E și glicerină, 15 bucăți, le-ați mai văzut la mine, și două din acestea cool, pentru că m-am cam săturat de aroma aia cu castravete și ceai verde și, sincer să fiu, nici nu le-am văzut, doar astea erau. Și bineînțeles că am cumpărat și două săpunuri din acestea cu căpșuni, pentru că m-am săturat să-i văd pe ai mei folosindu-le doar pe acelea cu cocos și lime, așa că am zis să cumpăr două, să mai diversifice și ei așa puțin. Miros foarte, foarte bine și dacă sunteți genul de persoană care folosiți săpunuri solide pe corp, eu zic să le dați o șansă și la acestea, mai ales pentru că sunt un leu și în al doilea rând miros foarte, foarte bine, cel puțin varianta asta cu căpșuni, însă din ce știu eu și din cât le-am testat, pot să spun că toate, într-adevăr, miros foarte, foarte bine pentru un singur leu și își fac foarte, foarte bine treaba. Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt, de fapt penultimele, sunt niște produse pe care le-am luat dintr-un supermarket local.
Și de la acel supermarket mi-am luat acest balsam de buze super, super drăguț. Am mai avut balsame de genul de buze din acel supermarket și și-a făcut treaba foarte bine. Acesta a fost 5 lei din câte se poate observa și l-am desfăcut. Încă nu l-am folosit, cam așa arată, dar miroase foarte, foarte drăguț. A ceva căpșuni, însă nu foarte strident, dar abia aștept să-l folosesc și arată super drăguț și erau mai multe modele, dar am zis să-l iau pe ăsta. Mi-am luat și o pastă de dinți de la Blendamed, a fost doar 6 lei și nu am mai încercat pastele lor de dinți. Sunt super, super curioasă să văd dacă o să fie bună și dacă o să-și facă treaba. Mi-am cumpărat și această spumă de raz de la Gillette, tot așa a fost 6 lei și eram super, super curioasă de fapt, acesta e gel, acum văd. Da, eram super, super curioasă de gelurile lor de ras și având în vedere că a fost doar 6 lei, am zis să-l cumpăr, de ce nu? M-am cam săturat și-i drept de mirosul ăsta de bărbat, să zic așa, mirosul ăsta bărbătesc de la spumele de ras și aș vrea să încerc ceva cu miros mai feminin, pentru că m-am săturat de mirosul ăsta bărbătesc, după cum am zis, dar când am văzut-o la 6 lei, am zis, hai, totuși să o încerc și pe asta și după aia o să trec eu pe mirosuri mai feminine. Și sper tare mult să-și facă treaba și tot de la acel supermarket local am găsit și acest gel de duș de la Mitia, de fapt shower cream, mă scuzați, cu lapte de cocos. Din nou, eu sunt moarte după cocos. Miroase destul de bine, nu a cocos, dar miroase bine. Are 400 de mililitri și din câte se poate observa a fost 6 lei și 50 de bani. Sunt curioasă cum o să fie și bineînțeles dacă vă interesează o să revin cu păreri după ce o să-l folosesc. Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt niște săpunuri pe care le-am primit de la o mătușă de-a mea din afară. Am primit efectiv o cutie plină cu astfel de săpunuri așa micuțe, în miniatură să le zic. Eu am adus doar două pentru că sunt toate la fel, nu văd de ce aș fi adus toată cutia și săpunurile în sine arată cam așa pentru că am unul desfăcut momentan. Miros foarte, foarte bine, își fac foarte bine treaba și să știți că miros și foarte, foarte plăcut. Acestea sunt toate produsele pe care le-am cumpărat de la începutul lunii februarie. Sper tare mult că v-a plăcut clipul. În descriere găsiți Instagramul meu unde vă aștept cu mare, mare drag. Iar până la următorul clip, eu v-am pupat. Pa, pa!